Uite, ce-i dau eu Cristinii de Moș Nicolae. Și ce-i dau eu lui Felix de Moș Nicolae. Cristina mea mare. Și foarte, foarte grea. Salut! Și bine v-am regăsit la un nou video în care vă arătăm ce am primit noi de Moș Nicolae. Da. Eu și cu Felix am fost Moș Nicolae pentru fiecare. Deocamdată nu știm ce am primit, așa că vom extrage din dita mai. Uite, eu dau astea. Asta grea și super calitativă. Uite ce mare mi-a luat Cristina. Vă place punga asta pe care am ales-o? Nu-i așa că e super de vechi? Eu am mers cumva pe reducere. A, dar ce frumoasă ești. O, ce grea e punga. Eu am zis la mea câte am cumpărat, atâta să intre, să nu fie mai multe. Să extragem prima dată. Da, fiecare câte un obiect. Un prosop. Felix, azi l-am pus ca să nu vezi lucruri. Okay. I-am pus așa cu manul de moment. Trebuie să extragem, cu băgăm mâna așa? Da, dar fără, deci primul lucru pe care îl atingi, te la iei. E prosopul, am luat prosopul, ce încearcă tu acum. Haide, primul lucru. Șervețele umede, pentru că tot timpul cere șervețele umede și uneori își înmoaie hârtia. Oh, mulțumesc, Moș Nicolae, de la Pempu. Nu știu de care îți plac, dar ăsta am găsit. Era preț bun. Ce cute, Moș Nicolae! Și din la Sensitive, care sunt bune. Sensitive, m-am crezut că sexy. Sunt foarte, foarte, foarte tare. Mulțumesc, super, chiar îmi place. Primul cadou de la Moș Nicolae îmi place tare mult. Ai din ăla care îmi place mie, cu smântână și cu ceapă. Da, îți place ce ți-am dat Moș Nicolae până acum? Ăsta nu era la ofertă, dar l-am luat așa. Deci azi o să am mai multă energie. Se pare că da. Așa. Și eu astăzi o să fiu mai curată. Și mi se pare că astea sunt bune și în timp de post, deci... Cu smântână? Ah. Ah! E rândul meu ce să extrag din această pungă mare. Un măr! Felix, ăsta era cumva de la noi din cămară? Nu. Am luat mere pentru sănătate. Și nu era cumva de la noi din cămară? Nu, Moș Nicolae a găsit așa pe ultima 100 de metri un măr? Nu, că noi n-aveam roșii. Astea sunt cumpărate special de la Moș Nicolae. Rândul meu! Mulțumesc! Până acum îmi place că e egalitate. Deci primul lucru pe care îl atingi, ei. Ce-o fi asta? Ce-o fi aia? Ceva ce Felix n-am mai încercat până acum, nici eu n-am mai încercat. Gorgonzola, mascarpone? E un fel de brânză? Un fel de brânză. Este un fel de gorgonzola. E din aia cu mușegai? Da. Bun! Și n-a fost la reduceri, Felix. Cât a fost? N-a fost la reduceri. A fost scumpă? Eu nu am cumpărat din asta în viața mea, eu nu m-am atins viața mea de reunul ăsta. Păi tocmai... Tocmai de asta, Moș Nicolae. N-am ambalajul. Moș Nicolae a spus că pentru Felix nu mai facem reduceri anul ăsta. Mergem numai la prețuri bune. Am să încerc. Mulțumesc foarte mult. Mucegai. Niciodată n-am mai avut un ambalaj nu așa calitativ. Și uite ce zice aici. Că zicea ceva. Nu mai știu ce zicea. E și semnătura lui care a făcut-o. Deci nu este no name. Nu okay, e no okay. Name. Sper să-ți placă. Uite, se simte puțin mucegaiul prin tot ambalajul ăsta. Simți? O să mânci și de nou să mai poți cu asta pe pâine dimineața. Uite cum a făcut. Rândul tău. Mie nu-mi place. Rândul meu, ia să văd. Ce iau de aici? Încă un măr! Pentru sănătate. De data asta este... O căzut ceva, Felix. Pune aici, când mă uit. De data asta este verde. Da. Dar am impresia că Moș Nicolae mi-a dus ca multe, multe mere mie. Parmezan Reggiano? Da. Sper să fie bun, deoarece mi-am mâncat parmezan în Italia și a fost cel mai bun lucru care l-am mâncat de parmezan. Și am cumpărat în România și pot zic că este gunoi. Este gunoi, dar ăsta probabil a fost mai scump decât care l-am luat eu. Moș Nicolae, sper că ție să-ți placă acest parmezan. Da. Pentru că e tare, știi? Moș Nicolae și-a dat cu el în cap să vadă dacă e destul de tare. A fost făcut în Italia, că nu scrie. Da, a fost făcut în Italia. Ok. Azi dacă mâncați paste cu parmezan, mă simt italiano. Rândul tău. Italiano, vero. Stai să-mi bag mâna printre mere. Arată la lume să vadă! Ciorap cute! Ciorăpei, că tot timpul se vaită că-i frig și, în primul rând, tot timpul le încurcă ciorapii și așa nu mai încurcă, că au moți. Da, tot timpul Felix spune, ia-ți ciorapi acum! Și Cristina nu mi-a ciorapi peste 2 zile, hapciu! Dar nu de la când am luat ciorap! Ce cute! Moș Nicolae mi-a adus niște ciorăpei super tare, îmi plac la nebunie! Și ți-am luat și mărimea ta, că eu când am primit ciorap de la rude, am primit numărul 47. Și eu ce mărime am? 38-40 să stea, deci în caz de 39 sau ceva. Eu port 38. La lucrurile de vară. Super. Oricum trebuie să recunosc că am mai purtat și o ciorap de la Cristine, deoarece și-o luat unii original.
O dat 15 lei pe el, Adidas. Mai nu, probabil puțin mai mult. 22 parcă o dat pe ei și a doua zi deja eram în picioare cu ei. Rândul meu! Tu iei brânză după brânză. Puteai să o puși tu în alte locuri. Cristina mi-a luat gorgonzola. Nu, Cristina, Moș Nicolae. Moș Nicolae mi-a luat gorgonzola. Ideea este că mi-e place foarte mult mărgea mucegăită, numai că e scumpă și n-am vrut să-mi vând bucată din ficat ca să cumpăr. Și am vândut Moș Nicolae bucată din ficat. Și ce mi se pare ciudat este că din asta n-am gustat în viața mea, am gustat doar un singur soi sau două. Păi tocmai, pentru că tu în toate videourile ai zis că n-am gustat brânză dintr-aia, n-am gustat dintr-aia, n-am gustat dintr-aia. Ia scrieți dacă vreți să facem un video cum Cristina gustă brânză mucegăită. Pot să spun că face mai urât de dacă ar mânca o travă. Deci scrieți și dați like-ul, hai să facem 10.000 de like-uri, 10.000 de like-uri, Cristina o să guste cu mine brânză mucegăită. Eu vă spun cât de urât poate să facă numai când o deschideam în bucătărie. Aruncă gunoiul! Ne-a dus gunoiul, brânză! Vai, de 10.000 de like-uri și Cristina o să guste brânză mucegăită, să mâncăm pe pâine, știi, mâncăm pe roșie, mâncăm pe față. Că avem destule sortimente în care să super, mâncăm. Super! Capul meu, ce idee. A, și în caz de nu v-ați dat seama până acum cine se află în spatele nostru, este Timo, a.k.a. Moscova, a.k.a. Timoscova, a.k.a. Moscoviță. Unde e jucăria lor de Moș Nicolae? Unde ai pus-o? Jucăria lor de Moș Nicolae, nu o scoatem acum, că după aia... Ah, da, da. O să o scoatem la sfârșit. A primit și ei ceva de Moș Nicolae? Da. Rândul tău. Rândul meu. Stai să văd printre mere. A, ăsta nu este etichetă. Nu e etichetă, e ambalaj. Pentru că și-o dorit, că zicea, oh, ce când stau în casă, ce-aș bea și-o un Nesquik când-i frig afară. Și am văzut o reclamă la televizor cu Nesquik și am zis că, ah, ce bine arată Nesquik ăla în pahar. Ce atent a fost Moș Nicolae. A fost, a fost, a fost. Timo, îți place? Îți place ce am eu? Ce față are Timo? Rândul meu. Mai aștept de la margini. Ok. Primul lucru pe care îl merești. Cozonac. Arată, arată la brucele de cocos. Cozonac cu... Da, cu nucă. Nucă și stafide, cum place. Nu a avut cum a. Cristina nu mâncă deloc cu mac. N-a avut cu mac. Cristina îi place cu nucă și stafide. N-a avut cu mac, Moș Nicolae. A cotat Moș Nicolae, mă rog, dacă a avut cu mac. Deci Cristina poate zic că nu-i place macul deloc și face... Și am impresia că Moș Nicolae a dus cumva pentru Cristina chestia asta. Las că merge bine cu gorgonzola. Vă rog, dați 10.000 de like-uri pentru că altfel nu o să vrea și eu am văzut cu ce urât reacționează. De capul de zile prin ambalaj. Mulțumesc, Moș Nicolae. Ție de bine să-l împarți cu soția ta. Am găsit aici ceva fain. Mai pe la bază aici. E mare, Felix. Nu prea poți de mere. E altceva, lasă, e altceva. Deci nu pot de mere. E altceva. Vreau aia. E altceva. E altceva. Stai, scot mărul. Ai scos două lucruri, ai scos două lucruri. Lasă așa să cadă. Ce chiodă! Deci Cristina adoră cările mari cu tematică. Vai, ce faină! Pot să apreciez că nu este deloc chicioasă, nu-mi plac cările chicioase. Ia două, e super artistică. Două puțin. Moș Nicolae, uite, astea presul. Moș Nicolae, cam uituc. Ah, ce fain, deci îmi plac cânele astea cât capul meu. Da, deci Cristina poate zic că bea ceai cu găleata. Da, dar ceai simplu, fără nimic, așa m-am obișnuit-o de când. Fără lămâie, fără miere, fără nimic. Da, ceai de plante. Super. Ah, de codița șoricelului. Ah, ce fain arată, Felix, mulțumesc. De fapt, îi mulțumesc lui Moș Nicolae. Vai, ce tare. Ah, turt dulce. Că viața să aibă sortiment. Învelită în... Ciocolată. Ciocolată. Că eu n-am mai gustat turtă dulce venită în ciocolată de anul trecut sau de acum 2 ani și sincer îmi fac griji pentru imunitate. Și dacă ne urmăriți pe Cocolix, în fiecare videoclip, în fiecare zi, Felix se plângea că nu am mâncat turtă dulce. Trebuie să mai mănânci niște turtă dulce pentru că e Crăciunul. Turtă dulce, portocale, mere. Îți place? Mere de la mine? Îmi place. Ați, mă bucur. Este rândul meu. Ce găsim noi aici printre mere? Încă o mână? Lumânare parfumată! Deci poți zic, Cristina, adoră lumânările. Când i-ați mai trimis voi lumânări în pachete, le-au pus pe birou imediat. Și a ce miroase? A cireș, a fructe. A fructe de pădure. Mamă, da, deci moșul ăsta Nicolae mă cunoaște foarte bine. Le-am mirosit pe toate. Aveam nasul înfundat, a trebuit acolo să fac... Și după aceea să-l miros pe toate de acolo. Îți miroase Moș Nicolae pe toate. Și Felix, asta după o putem folosi ca și pahar. Da, numai Cristina nu le pornește lumânările, lasă doar așa de frumusețe, deci nu le aprinde. Chiar mă gândeam, în casa în care am copilărit eu, am lumânări, cred că din clasa 1, nu din clasa 1, dintre a 3-a sau a 4-a, pe care le-am păstrat. Tot le păstrează așa, mai ales alea cu miros, dar nu le aprinde.
Mai, da, astea care sunt mai faine, cel puțin, dar de fapt niciuna nu aprind. Cred că aprind odată două ori și atâta. Toate sunt acolo așa. Aveam niște lumânărele cu Moș Crăciun din clasa 3 sau 4. Ia să vedem ce-i pică lui Felix. Dar ce e asta? Nu știu ce e asta, oare. Brazila Profumo. Maliția. Ce? Nu te dai. Ce e asta? Felix, nu știi? Arată-le la lușurile de măcos. De ras. A, din aia așa. Ca să te faci Moș Crăciun. Ah, ok. Da, și este foarte, foarte bună. Iar o luam lucru scump pe Moș Nicolae. Nu-i așa că spuma ta de ras tocmai ți se terminase? Era pe aproape de terminare. Era? Da. Eu o luam mai ieftină, Moș Nicolae mi-o luam mai scumpă. Și știi ce fain miroase? Ai și încercat-o? Nu, dar știu eu. O să vezi tu. Miroase ca un parfum de femeie. Ia de femeie. Oh. Faină, nu? Miroase ca reclame. La televizor ai zis cum îți dau aia, vino aia așa și... Păi așa să faci și tu, Felix. A mea era fără miros? Felix avea o spumă de ras fără miros, dar dintre aia o puneai pe față, era așa faină, pufoasă, și în următoarele 3 secunde dispărea de pe da, față. Era din aia efervescentă. Era ieftină rău de tot, da. 6 lei, asta cred că a fost mai scumpă. Sper că să-ți placă și să mersi, faci plăcere. De acum o să sper să nu cumva să fiu alergică, nu mai dau cu lucruri scumpe pe față. Ce figură, Felix. Felix, am prins că am o grumadă de lucruri. Ia să vedem. Stai că am prins aici. Nu mai lua de jos, deasupra. Am prins ceva aici. Ce este ăla? Ghimbir pentru imunitate. Mi-mi place foarte, ghimbirul foarte mult ghimbirul. Se poate folosi în apă, în ceai, la cuptor. Și pe bucătărie. Pe pește. Da. Și pe masă de bucătărie și îl ții până se usucă. Eu, dacă, de exemplu, Moș Nicolae trebuie să vă aducă și lucruri pentru sănătate și... Și avem și mere și ghimbir. Absolut, deci ghimbirul chiar este bun acum. Super. Ce fain. Lucruri faine mi-a luat mie Moș Nicolae. Moș Nicolae, zi, ți-a luat acolo. E reșivit? Ți-a luat un caiet pentru că tu nu ai caiete, Felix. E super, numai Moș Nicolae știe că mi-mi plac caietele de matematică la nebunie și ăsta-i de română? Știi, Moș Nicolae, asta? Știi bine că de când mă cunoaște Cristina, mi-mi plac caietele de matematică. Ești asta lui Moș Nicolae, știe? Mai ții minte asta? Acum îți amintești? Îți amintești? Uite, nu poți să faci. Din toate caietele care le am de când locuim împreună, toate sunt de matematică. Orice mi-am cumpărat, trebuie să fie de matematică. Zic, mai ții tu minte? Nu mai ții minte. Atunci Cristina, împreună cu Moș Nicolae, îmi va trasa linii de jos până sus la toate astea, că mi-e plac de matematică. Timo, ne ajuți? Timo! Ce chiote e Timo! Dacă tot început, trebuie să încep să scriu de română. Am mai scris în română de 6-7 ani. Scrie pe română. Nu așa că e fain să-ți scrie aici tu chestiile importante. Că eu am o grămadă de caiete dintre astea de la nucile de cocos și Felix n-avea. Mă gândesc ce lucruri să pun importante. Mulțumesc încă o dată, se pare că trebuie să strec și-o pe română, că prea multă mate. Da, Felix se pricepe foarte bine la matematică. Și miroase mai... Miroase caldativ. Miroase caldativ, mă. Felix avea numai caiete la 1 leu. Ba nu, nu la 1 leu, la 30 de bani. Nu. 25 de bani? Dacă vă vine... Am găsit mai de multă ofertă. Dacă vine să credeți, am găsit caiete de matematică la 30 de bani. Păi da, 30 de bani, cum am zis. Și-am luat 10. 10. Și după aceea peste 20 am mai luat 40. Pe bure. Și încă mai vânez oferta. Na, e prima oară când am și un caiet așa de gros și calitativ. Este sincer, așa, prima oară. Prima oară și am de gând să-l folosesc. Bravo. Îmi place și mirosul, că ăsta are miros fain. Are miros fain, miros scump. De copac. Bagă, Cristina. Da, la altă de ce aveau? Artificial. Am aici o pungă de ceva. Cipsuri. Cașcaval! Pentru că curând o să vină postul. Deci Cristina îi plac foarte mult chipsurile din ăsta de tortillas și Moș Nicolae știa că îi plac Cristinei foarte mult alea condimentate. Dacă să mănânc și eu. Am zis să facem o așa. La fel și cu cozonacul. Moș Nicolae este așa părtinitor pentru amândoi, are grijă de amândoi. Următorul obiect pe care îl va extrage Felix de la Moș Nicolae este Old Spice shower gel. Stai și tu, Felix, gelul tău de duș masculin. Te mă spăl cu cocos. E unul care de cocos. Dar ție-ți place ăsta de la Old Spice? Adevărul, trebuie să recunosc că eu foloseam numai un deodorant din ăla de la Gillette și de când am folosit de la Old Spice, ador! Îl adoră. Deci pot să zic că
este mult mai eficient, miroase mult mai bine, este deodorant. Ăla de la Gillette, acum nu le fac reclamă negativă la Gillette, dar pentru mine cel puțin nu a funcționat deloc. Nici bățul, nici spray-ul, nici clay-ul, nici tot. Da, e un tub din ăla. Stick-ul. Și na, pentru că ți-a plăcut foarte mult Old Spice, să miroși și tu a bărbat când ieși din duș. De ce miros am? A fetiță. Că te speli cu gelurile mele de duș. Da, ok. Tu să nu te speli cu el, ca să nu miroși. Ok. Îți place, nu? Îți place? În viața mea. Hai, bagă. Mamă, ce masculin! Fuuu! Rândul tău! Rândul meu, trec printre mere. Na, nu-s mere, alea, sau ceva, cred că răspunde. Capul meu. Și cu băț, cu frunză. Ah. Un nou Kinder mare! Ce tare! Eu cred că pe ăsta îl trebuie să-l deschidem. Deci să știi că Moș Nicolae era cât pe ce să-ți aducă și ție un dintre ăsta, dar s-a gândit că poate îl cerți din cauza că-s cam scumpe și Moș Nicolae n-a vrut să fie certat. Știți? Moș Nicolae mi-a găsit o reducere. Chiar nu să-l cerți, dar mai de mult comentai. Hai să-l desfacem. Moș Nicolae l-a găsit la jumătate de preț și Moș Nicolae nu a putut să rabde, știi? Ca să încerce. Arată-le cum deschizi, așa. Deschid. Desigur, este foarte mare. Stai ca să fie mâncat de o singură persoană. Mă șterg cu șervețelele mele umede, așa. Desinfectante. Vai, deci ce vreau să văd și ce e în el, că n-am văzut în viața mea ce intru din ăla. Nici eu n-am mai deschis niciodată un ou dintr-o stata de mare. Ce fain dintr-o asta care nu miroase, exact așa cum place mie. Nici nu la LED, dar nu mereală. Serios? Așa. Desfacem? Arată la lume cum desfaci. Desfacem. Sunteți curioși ce o să-mi pice? Sper să fie de colecție. Am înțeles că dacă dintre ăla cu galben închis... În primul rând, înjumătățește ciocolata și împarte-o, că așa este frumos de mojicola e. Da, mă mai aștept puțin. Haideți să desfacem, să vedem ce ne pică. Felix, ține mână. Desfă-o! Ce faci? Stai că nu se desface! Desfă tu! Ah. Ia să vedem ce ne pică. Un biloc! De colecție! Un biloc mare! Wow, ce de ciocolată! Nu ia ciocolată? Hai să mâncăm ciocolată! Ce fain la ăsta mare care mai multă ciocolată albă! Foarte bun! Parcă sunt mai bune astea mari dictale mici! Hai să vedem ce e în ăsta, Felix. Vrei? Te-ai să duc cu valcurie să pun ăsta, că după aceea nu mai pot gorgonzola. Vine mie de-aia. Nu mânca mult. A bucățică doar. Yummy. Ce bun a fost! Stai să mă șterg. Te ștergi? Așa. Haideți să vedem ce ne pică în jucăria asta uriașă. Mai pot să mai deschid. Deschid eu? Stai că deschid eu, că până la urmă e cadou meu de Moș Nicolae. Nu-i de colecția asta, pare de colecție. Ce cute, ai pinguin! Vai! Pinguin pe mașinuță? Pinguin pe sanie? Ce e asta? Stai să-l fac și vi-l arăt imediat, da? E un pinguin care se dă cu snowboardul. Reușești, Felix? Nu, e clar că nu reușesc. Mamă! Acum nu mai pot să fac pinguinul. Poate trebuia prima dată pinguinul. Gata. Da? Vai, deci chiar să știți că e foarte fain. Ia uitați ce ne-a picat. Ia, stai să văd, se vede? Vedeți ce cute este? Uite, destul de fain. Da, și merge așa pe rotiță. Collection, e de colecție. Da, deci mai era încă unul, ia uitați. Noi l-avem pe ăsta. Da. Și mai era cu ce mai era? Mai sunt 5. Deci noi l-avem pe ăsta. Și mai erau, sunt foarte, foarte fain. Ce-mi place nouăle Kinder mari este că vă dă ceva foarte mare, așa, vedeți? Da, e mult mai fain decât în Kinderele mici. Bravo, chiar îmi place, deci ăsta este al meu. Rândul meu să iau ceva. Mulțumim lui Moș Nicolae. Brânză cedar. N-am mâncat în viața mea cedar. Moș Nicolae te răsfață pe tine, Felix. Mai ții minte într-un video, ai spus că n-ai gustat niciodată brânză cedar? 10.000 de like-uri și gustăm toate brânzeturile cu Cristina și vă rog, dați mai repede că nu vreau să le țin în frigider vreo săptămână. Dați repede, vă rog frumos. Și este matură, vezi? Tare. Așa că nu voiam, cum se cheamă, copilăroasă sau adolescentă, voiam matură. Deci eu vreau să zic, n-am gustat, uitați câte brânzeturi avem aici. Știi cum, Moș Nicolae s-a gândit să-ți aducă lucruri de mâncare, că toată ziua visez mâncare și brânză mirositoare. Deci fiți atenți, astea-s brânzeturi scumpe. Și chiar vreau să le gust cu Cristina, pentru că vreau să văd reacția ei. Să o vedem dacă îi place gol, dacă îi place cu pâine, dacă îi place cu apă, dacă îi place fără brânză, dacă îi place așa. Fără brânză.
Eu pot să... Oh. A, mucegai 78%, asta o gustă Cristina. Asta o gustă Cristina. Eu vreau să-mi dați like-uri, că-mi place, că apreciați. Dar nu știu dacă vreau să... Hai, iau măr, adică vezi și acolo. Stai, eu zic că mai multe mere. Nu, lasă merele acolo, lasă-le acolo, că nu-s mere. Nu-s mere? Nu, nu iau ceva. Un mango! Mango! Felix, dar Moș Nicolae pe mine mă cunoaște, îmi plac. Și copt! Nu e copt! Nu era când ți l-am luat, dar s-o copt între timp. Ce tare! Îmi place tare, tare, tare mult. Apropo, noi știm o metodă să desfacem mango. Da. Mecheră. Și dacă vreți, da, după ce mâncăm brânza, vă arătăm cum se desface un mango. Metoda șmecheră. Dar eu cred că o să mănânc până atunci. După aceea dau repede like ca să vadă cum își brânză. Deci dați acolo repede like. Eu vreau să fac următorul clip, repede să-l Felix fac. Felix se pune pe mâncat brânză, sau cel puțin vrea să mănânce brânză și n-are acolo 10 minute de like. Vreau să fac următorul clip, că vreau să văd cum reacționează Cristina. Că eu nu pot să fac să mănânce brânză, am străduit și face așa. Deci am mâncat pește la conservă, ceea ce în viața mea înainte nu mâncam și acum îmi place. Dar înainte nu. Plus că odată, brânza. M-a pus odată să-i dau brânză mucegită, dar se curăț mucegaiul. Nu mai știu, e rândul meu? Ai tu, ai luat-o sau ai luat eu? Hai mai eu, cred că am mai mult de lucru. Ai luat un mango, ia tu. O roșie. Și coaptă. Și bună. Iară nu era când... uite pe Timo, a venit Timo aici să se vadă în cutie. Mie îmi place foarte mult că Moș Nicolae mie mi-a dus numai lucruri sănătoase. Uite-te, Timo a venit... Ce chiotă e moș, covar! Timo a venit ca să bage în cutie, că lui plac foarte mult cutiile. De fapt, când avem o pungă, că cutiile se boagă. Timo, e o pisică atât de mare și atât de blândă. Ce picioruși are! Poți să faci orice. L-ați auzit? El când se supără, numai se încruntă. Atâta. Se linge. Vrei și tu gorgonzola? Dar, de fapt, el arată ca un gorgonzola. Rândul meu, ultimul lucru care mi l-a dat Moș Nicolae este... Gingerbread cakes. Și asta. Gingerbread. Pâine de ghimbir? Turta dulce! A, turta dulce! Scuză-mă, arată scumpă, n-am mai mâncat așa cum acum. Turta dulce, învălită în cremă de caise! Timo! Timo vrea să bagi în dita mai punga! Mai că de comic este! Că ți-a luat-o, se pare! Se pare chiar lui! Asta o să mănânc cu Cristina, deoarece pare super, super fancy! Eu zic să mănânci tu singur! Nu vrei să te îngrașă? Vrei să mă îngraș eu? Dacă ai puțin în Moscova. Bun, mulțumesc. Deci am felul de turtă dulce și faină. Acum să vedem. Eu nu mai am. Monica mi-a adus lucruri de valoare, dar Cristina i-a adus lucruri mai multe, deci cantitativ. Mai multe. Ia să vedem ce avem mai departe. Rând și le savurez. Un măr. Da, dar este sănătos. E foarte bun. Deci să știi că eu apreciez foarte, da, foarte. Și calitative. Asta ce e? Stai să văd ce e. O rodie. O rodie. O rodie, pentru că dacă nu știați, rodia ajută foarte tare la ochi. Așa, când vă simțiți obosiți la ochi, când nu prea vedeți bine, luați o rodie și imediat o să vă treacă. Să încercați, dacă vedeți în ceață sau dacă vă dor ochii, să vedeți o îmbunătățire. Numai că rodia iar are o metodă șmecheră de curățare. Da, da. Și o facem cu brânză din nou. Că dacă nu împroști, o rodie peste tot. Stricainele. Opa, ce e aici? Ce e aici? Cred că este. Da, ghicește. După cum se desface. Da. Tofifi. Hai, mă! Ha! Cum ai ghișit așa ceva? Pentru că îmi plac astea. Acum câțiva ani mâncam și eu. Nu, n-am mâncat de câțiva ani. Tofifi. Ce ciute, și asta e pentru Crăciun, voi vedeți? Și tu cum de că știu că numai astea se deschid așa. Ia să văd cum arată, arată la lume cum arată. Arată super cute, ca niște ochi de pufniță. Știi de ce faine ăsta tofifiurile? Că sunt pline de caramel. Da, îmi place foarte mult caramelul ăla de deasupra. Da, să vedem ce s-a mai adus. Și nu ca aia din nou într-o ce are. Ce este? Asta cred că este o portocală. O portocală! Pentru vitamina C. Ce sănătoasă o să fiu, Felix! Un măr, dar oare ce culoare? Ce culoare? Verde. Că galben nu era. Galben nu era. Că voi diversi. E verde, l-am simțit, ați așa, văzut? Așa. Desigur, ai două mere din fiecare ca să împărțim. Stai să văd ce mai găsesc. Ultimul lucru sau cât mai ai? Stai să văd. Cred că e ultimul lucru. Și ultimul lucru, ghicește-l. Deci. Pare ca un fel de brăduț. Așa pare. Dar este... Deci un brăduț de agățat în pom, cred că. Nu-i ciocolată, cred că e de lemn. Ha, deci... Și nu știu ce are ceva de ăsta, decorat pe el, sculptat. Deci sigur trebuie să fie brăduț. Dar uite deodată! O, ce frumos! Felix, ăsta e de la târgul de Crăciun! Deci pot să zic, Cristina are deasupra biroului o grămadă de șuruburi și cuie puse în perete și DIY-uri, chestii primite de la voi, chestii acolo puse. Ah,
poze Cezar acolo și trebuie să mai pună și asta. Îi și place asta, foarte mult. Asta o să-l pun de acolo, deasupra biroului meu, că am făcut, am dezlipit ceva și mi-a picat puțin tencuială. Eu azi m-am trezit la 5 sau 4 jumate, mi-a căzut un DIY în cap. Cristina are deasupra 4 DIY-uri și m-a căzut un cap. Da, să știți că nu mai pic așa de aer în cap. Da, și m-am trezit la 4 și ceva. Și asta am să pun acolo deasupra biroului meu, unde mi s-a dus tencuiala, pentru că am dezlipit alt DIY. Și eu mai am un singur lucru de la Moș Nicolae. Ce? Ceva foarte, foarte greu. În punga asta uriașă, ia să vedem ce mai ai. Asta cred că e cel mai cute cadou, nu? Cute, de la Moș Nicolae. Timo, ia uite-te! Ce cute e! E foarte, foarte, foarte cute, Timo! Lufthansa stă supat. Timo, vezi să nu rup unga, că ești prea grăsuț. Timo, ce face? El se joacă. Ce cute se joacă! Ce fericit e! El are căsuț acum. Eu las lui. Na, mulțumesc foarte mult, Moș Nicolae. Mulțumesc pentru brânzetul. Arată și tu ce lucruri de valoare ai luat. Primit. Am o grămadă de lucruri super tari. Felix mă cunoaște. Brânzeturile sunt excelente, da? Am și eu un gel de duș, n-am avut în viața mea. O carte ca să încep și eu să scriu. O carte? Da. Da. Opa, ce lucru. Spumă super de ras cu nume. Ca aia din aia de Ranone. No name. Turtă dulce ca să nu mă neg la ceai. Când dulcești, da. Da. Și cozonac pentru Cristina. El împart. Tine, adică da. Mâncăm amândoi. Da, adică mie la fel cum o să împart eu toate merele astea. Ok, arată tu ce ai luat, că parcă super. Eu am primit ciorăpei, super duper extra cute, calitativ, îmi plac calitativ la nebunie. Nu s-a zgârcit. Cea mai faină cană de Crăciun. Din o hotare ducere. O lămânărică. Asta mai miros, că mie îmi place care miroase asta. Super, super fain. Are un miros așa plăcut, mai natural. Că una mirosea detergent și alta chipsuri. Pentru că mă întreabă unor Cristina 11 noaptea, ai tu poftă de chipsuri? Nesquik, pentru că n-am mai băut de mulți ani. Așa. Tofifi. Tofififi. Tofififi. O grămadă de fructe. Tot felul de fructe. Dar și un ghimbir. Și exotice, și exotice, și ghimbir, și ghimbir, și ghimbir. Și mango, care e copt. Și o roșie, că e foarte bună pentru inimă și pentru sânge, dacă nu știați. Să nu uitați de acest ou Kinder mare. Un ou Kinder mare în care mi-a picat jucărioara asta super duper faină. Șervețele. Și... Și cam atât. A, nu Felix! Ăsta! A, și ăsta! Ăsta cel mai cute! Super! Eu sunt foarte, foarte încântată de ce mi-a dus mie Moș Nicolae. Abia aștept să văd ce mi-a dus. Nu uitați, dacă vreți și voi un challenge și puțină dramă, dați 10.000 de like-uri ca să gustăm și niște brânză mucegăită. Eu chiar vreau, pentru că vă spun sincer, nu am reușit să o fac pe Cristina să guste brânză mucegăită de cât timp o cunosc. Și pentru voi, cred că este în stare să guste. Și mai ales că sortimente care l-am gustat niciodată în viața mea. Probabil am să plâng. Deci pe bune. Hai să plângi? Cred că să plâng. Știi cum e? Dar mirosul nu-ți place? Nu-mi place nimic. Nici gustul? Nici prin ambalaj. Nici feriți când mănâncă brânză mucegăită, zic, pleacă din cameră. Da. Să nu stai pe aproape de mine. Ai de capul meu. A, și încă ceva, dați sfatul cu ce se mănâncă, cu biscuiți, cu pâine, cu roșie, că ți-am luat-o, cu mere, cu ce ți-am luat-o, cu ceea ce ar mai bună, cu chipsuri, hă? Cu cozonac. Roșia, stric eu chipsuri. Cu cozonac. Să nu uităm că brânza mucegăită, unele dintre ele conține penicilină, care este foarte bună în perioada asta în care... Atunci să mănânci. În care toți strănutăm. Da. Eu sunt foarte fericit de lucrurile care le-am primit, n-am mai primit lucruri așa calitative. Da? Ți-a plăcut? Da, chiar n-aveam ce să mânc acum dimineață și a, și mănânci. Ce mănânci tu acum dimineață? A, cozonac, pentru că de brânză dulce, nu ne putem atinge. Mai scriu un carte. Mă mai spăl puțin. Și asta e tot. Ți-am dat activitate. Dar mulțumesc foarte mult, Moș Nicolae, da, a fost super. Da, și eu mulțumesc. Și abia aștept să beau ceaiul meu de mentă, de tei, de codița șoricelului, de toate, de salvie. Cam așa beau eu. În cana asta mea uriașă. Nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri. Dați acolo 9999. Da, să nu fie 10.000. Așa, de coco like-uri. Și ne vedem în clipul următor. Dacă voi dați clip like-uri repede, s-ar putea să-l facem pe alea cu brânză, da, dar dacă nu, săptămâna viitoare. Vă rog să-l facem cât mai repede. Chiar îmi doresc să mănânc brânză din ea și chiar vă să văd cum face Cristina. Chiar aș mânca de seară. Ne vedem data viitoare. Pa! Vă rog, dați like. Măcar de data asta. Ia mirosul din ambalaj.